găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Cristian Dima, președintele al de Galați. Bine ați venit alături de noi, domnul Dima. Mulțumesc de invitație, bine ați venit. A devenit deja frigul și gălățenii s-au gândit la un moment dat cu emoții că, uite, se apropie perioada geroasă, vin zăpezile, cine știe ce se va întâmpla și anul acesta. Înțeleg că este o problemă care deja a fost luată în calcul și Galațiul nu se va trezi întroienit. Că se va trezi într-o enit sau nu, depinde de multe ori și de natură. Dacă ninge foarte mult sau dacă este viscol, știm cu toții că intervenția este limitată din capacitățile tehnice sau tehnico-materiale și, în primul rând, de posibilitatea sau neplăcuta situației în care se reașează stratul de zăpadă și atunci cheltuielile sunt, să spunem, nu neapărat inutile, că niciodată nu este inutil de a menține o infrastructură în stare de funcționare, dar sunt cheltuieli foarte mari și cresc în mod poate de multe ori nejustificat. Acum, sigur că ne dorim ca să ne influențeze cât mai puțin viața de zi cu zi, intemperiile și elementele ce țin de natură incontrolabile omului. Eu îmi doresc ca toate contractele încheiate cu autoritățile publice locale și județene să fie în vigoare și poate, știu eu, nu ne păstuiește natura cu în Galați să ningă și pe câmp să fie gheață acolo unde de fapt avem nevoie pe ugoarele județului Galați de stratul binevenit de omat. Să sperăm că lucrurile vor fi cât se poate de în regulă și în ceea ce privește transportul urban în comun. Mă refer la societatea Transurb, care acum are un nou director. Ați putea să-mi spuneți, domnule Dima, ce se întâmplă cu doamna Totolici în momentul acesta? Dumnezeu este într-o zonă a consilierilor, a celor care pot oferi oricând sfaturi noului director. Cred că 12 ani, 13 ani de conducere executivă a unei societăți, indiferent că este cu capital de stat sau privat, pune extrem de mult amprenta conducătorului asupra activității și asupra personalului. Vorbim de un personal al societății de transport public local de aproximativ probabil oscilând de la 600 de oameni cuprinși în activitate atunci când transportul public îl mai executau și alte societăți și prospre 800-900 cât cred că sunt acum. Gestiunea tehnico-materială, dar eu întotdeauna am spus că cea mai importantă resursă într-o societate, ca și într-o națiune, este resursa umană. Pentru că este inutil să vorbim despre o țară frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, dacă capitalul uman nu este, nu se ridică la nivelul țării sau la nivelul așteptat. Același lucru se transpune la nivel micro în orice societate. Cel mai important capital este capitalul uman. Eu cred că întotdeauna trebuie să fim cea mai multă atenție, cea mai multă profesionalism, cel mai mult profesionalism trebuie să-l acordăm capitalului uman. Pentru că el este de cele mai multe ori de neînlocuit. Un echipament, un utilaj, poți să-l modernizezi, să-l înlocuiești, dar capitalul uman este factorul determinant într-o societate ca și într-o țară. Eu am convingerea că această colaborare generată dintre directorul interimar Caliga și doamna Totolici va fi fructuoasă pentru transportul public local, pentru cetățenii din municipiul Galați, cât și pentru angajații din interiorul Transurbului. Sunt elemente extrem de importante ce țin de buna desfășurare a acestei societăți. Este societatea care astăzi se ocupă de transportul public local, singura societate de altfel, și știm cu toții că dacă în soare te mai ferești la umbră undeva, de frig n-ai unde să te așezi decât undeva la căldură. Așa că transportul trebuie să fie întotdeauna la timp, bine întreținut și să nu creeze probleme nici în trafic, nici gălățenilor în ceea ce privește ritmicitatea și capacitățile până la urmă și capacitatea de deplasare și prezența acestora la termen, la timp,
în stațiile de preluare a călătorilor. Eu cred în momentul ăsta, dar nu vreau să intru în managementul sau știu eu să mă apuc să discut ceea ce nu am atâta cunoștință cât va trebui să capete domnul Caliga în aceste 4 luni, dacă rămâne 4 luni, sau doamna Totoliș, care a avut 13 ani de activitate, de management al acestei societăți. Cred că cetățenii se așteaptă, au foarte mari așteptări, pentru că după ieșirea din transportul public local al operatorilor privați, a existat un recul atât pe nivelul plății acestui serviciu de către cei care îl utilizează, cât și la nivelul transportului în general, pentru că oamenii nu pot să așeze cu ușurință situația și să o accepte că mijloacele de transport nu sunt bine echipate, nu sunt comode, nu respectă standardele și așa mai departe. Faptul că nu plătesc nu este un lucru care să fie totuși scuzabil chiar și în condițiile acestea. Domnul primar Ionuț Bucheanu a dat asigurări privind faptul că în jur de 70% din parcul auto al Transurb va fi complet nou în foarte scurt timp. Deja vedem pe străzi noile trolee și va fi implementat începând cu anul viitor sistemul de electronic ticketing, un lucru despre care am discutat și în emisiunea trecută. Se va evita, spunea domnul primar, în acest fel, faptul de a frauda plata pentru momentul în care faci transportul în comun, ca și călător. Înțelegem cu toții, fie că ne place, fie că nu, niciun serviciu public nu poate fi efectuat fără o plată justă a acestui serviciu. Ne interzice legislația în vigoare. Cine utilizează un serviciu este normal să-l plătească. Asta este procedura în toate țările civilizate, asta este singura posibilitate ca societățile care practică servicii publice să se mențină la un standard și la un nivel pe care cetățenii îl așteaptă. Și eu știu că mijloacele de transport, parcul auto urmează să fie împrospătat, renoit. Îmi doresc ca aceste echipamente să fie adaptate solicitărilor de utilizare a acestui serviciu din partea cetățenilor, că nu are sens la un moment dat să circulăm în municipiul Galați încurcând tot traficul, fie privat, fie de transport, să circulăm cu mijloace de transport de 50-70 de persoane cu 2-3 persoane la bord sau în interior. Întotdeauna trebuie să adaptate, știu eu, în funcție de solicitare, de condițiile. Înțeleg că se fac studii în această direcție, mod continuu. Pentru că altfel costurile sunt nejustificate și randamentul operatorului va fi dificil. Eu îmi doresc să ajungem în situația în care mijloacele de transport să nu mai reprezinte, știu eu, principala problemă a municipiului Galați, ci capitalul uman să fie cel respectat și apreciat pentru evoluția pe care îl are. Și dau un simplu exemplu care astăzi pare aproape utopic, ca un conducător auto, un șofer de mijloc de transport public să poată circula în intervalul programului pe care îl are cu un mijloc de transport, de exemplu, de 70 de persoane sau de 80 de persoane, cum sunt ele catalogate și pentru locuri în picioare sau cu locuri în picioare, în orele de vârf, după care să ducă în garaj, să preia un alt echipament auto de 20 de locuri și să-și desfășoare activitatea pe o altă parte a programului. Asta îmi doresc să se întâmple. Asta înseamnă că vom aprecia capitalul uman mai mult decât valoarea materială. În cât timp, estimați dumneavoastră, și fac apel acum la experiența în antreprenoriat, că această societate Transurb poate deveni profitabilă? Nu știu dacă... Și ce ar putea să o facă profitabilă? E vorba de viziune de management? Nu știu dacă scopul... De fapt știu, dar am vrut să fiu în respect față de dumneavoastră. Societățile cu capital de stat, în cazul acesta, de servicii publice, nu cele cu capital de stat care se ocupă, știu eu, de exploatări sau alte elemente, de servicii publice, nu obțin cu prioritate profitul conform legii 31, ceea ce generează tuturor societăților. De fapt, scopul societății este obținerea profitului. Pentru societățile de transport public și de servicii publice locale și județene, scopul urmărit nu este obținerea profitului. Sigur că nu le pune niciodată în poziția de a obține pierdere sau de a genera pierdere,
pentru municipiul Galați, dar în principiu nu este scopul lor obținerea profitului. În schimb, probabil că trebuie să, nu probabil, sigur, trebuie să aibă un profit financiar rezonabil de 3% măcar cu care să-și încheie exercițiul. Nu le cere nimeni mai mult. Și nici într-un caz nu trebuie să vină pe pierdere, pentru că profitul se ar obține tot din creșterea costurilor aferente serviciului revărsate sau răsturnate peste populație. Eu cred că, în primul rând, trebuie să existe un parteneriat extrem de corect și de respect reciproc. În așa fel încât și prestatorul de servicii, fie că este generator de apă caldă sau transportator de apă caldă sau energie termică, fie că este transportator public local sau orice alt serviciu de curățenie și așa mai departe, trebuie să fie corect recompensat pentru munca prestată. Aici cred că este problema. Contractele dintre autoritatea publică locală și societățile comerciale trebuie să fie bazate pe respect reciproc și, în primul rând, toate împreună să fie generate sau generatoare de respect pentru populație. Astea sunt elemente care țin mai mult decât de important, mai mult decât, știu eu, elementul ce ține de profit. Aici trebuie să se încheie. Niciunul nu trebuie să facă altceva decât este sau înțeles și nicio înțelegere nu trebuie să treacă dincolo de respectul și de aprecierea gălățenilor. Suntem deja în luna decembrie și evident este momentul în care putem, oricare dintre noi, să facem un rezumat și al activității și al ceea ce ni s-a întâmplat în plan personal. Din punct de vedere al ALDE, domnule Dima, cum a fost 2017? Alianța Liberală și Democraților este așa cum ne-am propus atunci când am înțeles că rolul nostru ca liberal este definitoriu pentru dezvoltarea societății românești și pentru regăsirea României în criteriul celei de-a șaptea națiuni în Comunitatea Europeană, permanent preocuparea noastră și a celor care ne ocupăm de Alianța Liberală și Democraților personal este de a genera încrederea, de a crea încrederea, de a recâștiga încrederea cetățenilor pentru clasa politică și de a transmite o direcție. Noi ne-am asumat rolul de busolă a economiei românești cu cei 6% pe care i-am primit de la, insuficient în opinia mea, dar pentru care le mulțumim cetățenilor. Dar s-au petrecut transformări în ALDE și după aceea procentele s-au schimbat în favoarea ALDE. Noi așa credem, dar întotdeauna examenul este obținut prin vot. Noi considerăm că și avem convingerea că România și fiecare județ, fiecare localitate poate să atingă pragul de creșterea nivelului de trai și a dezvoltării societății pe principii liberale. Aceasta este deviza pentru care noi luptăm în fiecare zi, fără oprire, și sperăm ca să facem tot ceea ce putem noi mai bine pentru societatea românească și transpunându-o la un plan local pentru fiecare localitate din țara românească. Dar din punct de vedere al actului de guvernare, este lăsată Alianța, care în momentul acesta guvernează România, să-și facă treaba? Aici atingeți un subiect delicat. Cu voia. Vorbim de un an în care convulsiile au fost la zi. Cu voia, cu plăcerea, cu neplăcerea noastră, românii s-au prezentat la vot, cei care au dorit, nefiind vot obligatoriu, din păcate. Așa este. Și au creditat partidele care le-au considerat cele mai de încredere sau cele mai reprezentative pentru programul de guvernare propus. Noi ne străduim, Alianța Liberală și Democrație, să ne ținem de programul de guvernare, componenta pe care noi am introdus-o în arcul guvernamental. Ce se întâmplă de o bună perioadă încoace cu presiunea în stradă a unor cetățeni ai României, pe care îi respect, îi apreciez și îi iubesc în egală măsură ca pe toți cetățenii români. Pentru că și din timpul lor, cu eforturile lor, înțeleg să protesteze. Protestul este liber, este o componentă a democrației. Dar trebuie să înțelegem că dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să folosim momentele în care există scrutin electoral, în care ne cheamă țara la vot, să fim prezenți și să ne acordăm încrederea noastră către cei care considerăm că o merită mai mult. Nu către cei care o merită
cu desăvârșire. Nimeni nu merită în totalitate încrederea celuilalt. Doar divinitatea, doar Dumnezeu putem să îl credităm cu încrederea noastră totală și cu dăruirea noastră totală. În rest, către oameni dăruim o parte din credere. Asta este ceea ce ar trebui să înțeleagă fiecare cetățean. Nu putem să acordăm din 100 de voturi exprimate, să le acordăm 70 cuiva și după care să ieșim cu 10 oameni la proteste și să încercăm să-i schimbăm pe aia 70, care au primit 70 de voturi. Că mă gândesc cu groază, nu spun cu tristețe, cu groază și îngrijorare. Ce se întâmplă dacă cei 70 ies în stradă și își doresc să-i susțină pe cei care cărora le-au acordat votul de încredere. Și atunci ce se întâmplă cu România? Transformăm țara și așa sunt prea multe, mult prea multe, știu eu, dezechilibre în ceea ce privește respectul față de clasa politică, față de noi ca cetățeni. Spuneam zilele trecute la un premiu pe care l-am primit și pentru care le mulțumesc celor care mi l-au acordat și am spus că mă onorează, că cu prea mare ușurință, cu mult prea mare ușurință, ne blamăm ca națiune, ne blamăm ca oameni. Și aici face parte, bineînțeles, și media în această, și politicienii, și cetățenii, dar ei sunt mai puțin auziți. Și eu am spus așa, datoria noastră de cetățeni este, dacă vorbim de rău, sau scriem de rău de un om, să scriem de bine de 10 români. Dacă scriem de rău, sau vorbim de rău de 10 români, să promovăm și să scriem, să vorbim de bine de 100 de români. Asta ne-ar crea o valoare ca națiune, pentru că casa regală, regalitatea, suveranul nu a luat fiecare român de mână să genereze unirea. Pur și simplu a arătat lumii civilizate Europei de la momentul respectiv, țărilor care permiteau sau nu ca România, ca românii să trăiască toți uniți și România să fie o singură țară, le-a arătat că românii sunt demni de încredere și merită să aibă o țară așa cum o găsesc în granițele ei și sigur că încă nu toți românii sunt uniți în aceeași graniță. Asta este rolul sau acesta este rolul pe care l-a avut Casa Regală. Nu a unit oamenii cu mâna, nu a făcut o mare horă unire cu 220 de milioane de români sau cu câți erau, sau atâți câți erau în momentul respectiv. Pur și simplu au arătat că românii sunt demni de încredere. Astăzi ne lipsesc valorile care să arate că românii sunt demni de încredere și nu trebuie să fie blamați. Vă rog să mă scuzați pentru intervenția mea lungă. Permiteți-mi să mai spun ceva. Bunicul meu, bunicii mei, chiaburi fiind, au murit cu americanii pe buze, au murit ținându-le cineva lumina că americanii, așa era o vorbă, vor veni și se vor întoarce, vor întoarce capul către România. Le respect memoria, le iubesc memoria, sunt foarte, copilăria mea așa mi-am trăit-o, gândindu-mă că vor veni din țările civilizate și ne vor ajuta să retrăim ca un popor civilizat. Dar astăzi recunosc, sunt puțin bulversat. Nu mi-aș fi dorit niciodată să vorbesc, dar cred că reprezentanții ambasadelor, ambasadori, am lucrat mult cu ambasadori. Am spus în perioada în care eram ministru secretar de stat, veneau zilnic cel puțin doi ambasadori cu care aveam întâlniri și promovau interesele națiunilor, încercam să găsim soluții pentru schimburile comerciale și culturale, economice și așa mai departe. Nu cred că rolul lor este să tamponeze România și să o privească de la înălțimea celor care le știu pe toate și noi nu știm nimic. Am citit o declarație a ambasadorului Americii și nu mă feresc să spun de ce am spus de familia mea care au trăit cu gândul și au murit cu gândul că se vor întoarce americani în România. Aș vrea să ne respecte, noi îi respectăm pe ei. Vedeți dumneavoastră, când un cetățean american, dintr-o eroare, așa o consider, a omorât un cetățean român într-o culpă, pentru un accident auto. L-au luat din România, nelăsându-l să fie judecat de legislația română. Ei și-au permis ca în legislația lor să introducă elemente de parcă ar fi marțieni. Nu s-ar judeca după o lege globală și după un cod, coduri penale și civile, care de fapt sunt aplicabile în toată Europa. Pur și simplu noi ar trebui să acceptăm asta. Faptul că noi astăzi ne-am propus ca cetățeni europeni să strângem impozitele și taxele de la toate societățile, de la toți angajatorii care
au angajați în plată, trebuie să înțeleagă că trebuie să, oricât de greu ne-ar fi, să plătim impozitele și taxele aferente muncii prestate. Pentru că România, statul ăsta pe care îl iubim cu toți și țara asta pe care trebuie să o iubim cu toții, se bazează pe aceste venituri. Dacă bugetul național este creat pe niște venituri prezumate, cheltuielile sunt sigure, veniturile sunt prezumate. Dacă nu încasezi, știți ce se întâmplă? Se întâmplă exact ce avem de 20 de ani, cu prea mare greutate pentru România. Și atunci este o problemă de comunicare, de exact. Faptul care, că oamenii care fac aceste propuneri, care vin cu aceste legi, nu vin să le și explice, pentru ca după aceea ele să fie direct denaturate și mesajul lor exact. Profund schimbat? Un ambasador să spună că legislația economică care prevede ca plata sau fiscală care prevede ca plata datoriilor aferente salariatului, care astăzi nu mai sunt cele mai mari din Europa, îi dezorientează și este exact termenul folosit, îi dezorientează. Noi ce am putea să spunem atunci când legislația lor permite ca orice faptă petrecută pe teritoriul României de un cetățean american nu este judecată în România, ci este judecată în America, pe noi nu ne dezorientează. Unii suntem mai egali decât alții. Adică și... mi-aș dori să fim respectați, dar în primul rând eu asta am vrut să atrag atenția în prag de sărbători și am să fac tot timpul asta până când ne vom recâștiga respectul ca națiune. Noi trebuie să ne respectăm, noi trebuie să ne iubim cetățenii, trebuie să ne iubim vecinul, trebuie să ne iubim între noi, ca în așa fel încât ceilalți să ne respecte. Dacă noi nu ne iubim, noi nu ne respectăm, nu avem cum să pretindem de la ceilalți să ne respecte, indiferent cine sunt. Mai avem 2 minute la dispoziție, domnule Dimas, și ați amintit mai devreme de perioada în care ați fost secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Antreprenoriat și Comerț. Asta a fost la începutul anului și după aceea lucrurile s-au schimbat. Care este obiectivul dumneavoastră din punct de vedere al carierei profesionale pentru 2018? Am mai spus-o, mi-am dedicat aproape întregul timp activ dintr-o zi societății Galaciului, colegilor mei din ALDE și îmi doresc, principala mea preocupare este să redau încrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că înțeleg că această viciu, această dezonoare cu care se confruntă în fiecare zi politica românească ne generează un deficit de nivel de trai, al nivelului de trai a întregilor români și a întregii României și a întregii țări. Asta este principala mea preocupare și cred că... Da, din păcate vedem în continuare la televizor că sunt pancarte în Parlament, că ies partidele în față... Cu fluierături nu o să facem democrația în România. Nu o să consolidăm. Cu fluierături, cu scandal în Parlament, fără a fi coerenți. Mi-ați spus că mai este foarte puțin. Știți care este cea mai mare problemă în momentul ăsta pe subiectul legislativ? Fluierăm, huiduim tot. Nu înțeleg, pentru că nu avem capacitatea, de multe ori timpul și dorința de a extrage din ceea ce se propune în sistemul legislativ sau în legislația românească, ceea ce cu adevărat este nefavorabil României, că se poate scăpa asemenea elemente, să le extragem, să le judecăm și să le corectăm. Nu, huiduim tot, nu o să reușim nimic să facem. Dar povestea Mircea Badea într-una din intervențiile lui de la Antena 3 despre faptul că li s-au făcut dosare penale unora dintre demonstranții de piață. Oameni care acum sunt foarte nemulțumiți de acest lucru. Deși a spus și Mircea Badea, este justiția pe care o apărați care trebuie să-și facă treaba mai departe. Sunt mult prea multe procese pe rol și mult prea multe instanțe judecă neunitar. Acest aspect trebuie să plece într-o țară liberă în care se apără drepturile și libertățile cetățenilor. Toate instanțele trebuie să judece unitar. Nu trebuie să mai mergi în instanță să spui cum o vrea Dumnezeu, ci așa cum prevede spiritul și litera legii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din Medina. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare, pentru că nu s-a terminat încă anul și mai avem orar de făcut. Sigur, până iar atunci. Dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!